Directorul Institutului Francez din Cluj, Ioana Costaș, a murit, iar întreaga comunitate din Cluj este afectată și a exprimat condoleanțele. Cu o tristețe enormă am cunoscut moartea lui Ioana Costaș, directorul delegat al Institutului Francez din România din Cluj-Napoca, răpit de o boală nemiloasă de doar 36 de ani. Înmormântarea va avea loc marți în Bendiu, va fi anunțat în curând timpul. Luni la Institutul Francaiste Romania Cluj, o carte de condoleanță va fi disponibilă pentru cei care doresc să plătească tribut. Șeful unui doctorat în literatura franceză din Sorbonne, Ioana Costaș, și a început activitatea la Institutul Francez în 2013, inițial în cadrul Mediatek și apoi responsabil pentru comunicare și cooperare universitară. În septembrie 2019 și a asumat funcția de director delegat al Institutului Francez din România din Cluj. Foarte activ și implicat, Ioana Costaș a inversat activitatea instituției în contextul pandemiei COVID-19, marcat cu originalitate și creativitate a 30-a aniversare a Institutului Francez din Cluj și a început proiecte mari atât de apropiate. Arta stradală dintre Cluj și Nantes, seria de dezbateri și ateliere dedicate industriilor culturale, precum și o multitudine de activități pentru tânărul public. Cu abilități profesionale și calități umane excepționale, Ioana a fost un suflet nobil și generos, orientat permanent, mult apreciat de colegii ei de la Institutul Francez din România și în Ambasada Franței, precum și de toți partenerii care știau cum unul. Pierderea lui ne marchează brusc și, din păcate. În aceste momente dureroase, transmitem condoleanțe sincere familiei afectate. Eternal rest, Ioana! Rămâi mereu în viață în inimile noastre, le transmite de la Institutul Francez Cluj. Fratele lui Ioana a anunțat că înmormântarea va avea loc marți, 2 august. Inima sora mea draga mea a încetat să mai bată. Cu doar 36 de ani, a mers într-o lume mai bună după o boală groaznică și nemiloasă. Este încă un vid minunat în inima mea. Te iubesc, Ioana Costaș! Înmormântarea va avea loc marți, 2 august, începând cu ora 12:30 în compania Mamă din Bediu.